Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, oameni buni, m-am gândit să facem ceva ce n-am mai făcut până acum, și anume să reacționez la niște videoclipuri de-a mele mai vechi. Să ne uităm la cum am arat acum 2 ani, nu, acum un an, și cum am arat acum în toamnă. Să trecem direct la subiect, să vedem. Avem și muzica pe fundal, nu-i nimica. Aici n-am reglat plugul de fel cum a fost reglat de în prima brazdă, l-am și băgat în pământ. Și aici, dacă vă uitați atent, se observă cum am virat roțile la maxim spre stânga și mergeam efectiv cu tractorul pisoar. Uitați-vă arătură, cum arată o arătură nașa. Asta e arătură proastă, că mi-au mai zis în comentarii oamenii că vezi, domne, că nu știi sar, că ai făcut arătură proastă, că nu știu ce, că bla bla bla. Uite, asta e arătură proastă. Uitați-vă aici câte brazde am tras până când se reglăm ca lumea. Aici, mai departe, toate brazdele au reușit ok, n-am mai avut problemă, pentru că deja îl reglasem cu bunicul meu, cu taică meu. Uite, vedeți? Aici brazdele deja e așa ok, aici am mers cu a doua ca să vedem dacă e ok. La mic, sau nu mai știu, cu a treia, la mic, nu mai știu exact, sigur. Deci deja am dat a treia, deja uite, deja brazdele au ok, aici au fost ok, pentru că l-am băgat la adâncime mică. Hai să ne uităm acum, la cum am arat anul ăsta. O să trece peste partea asta, hai să vedem, da, aici am băgat plungul pământ, am încercat să trag o brază să văd cam cum ies. Și arătura au început să iasă așa, din față lua mai mult ca aia din spate și normal că tractorul s-a oprit și nu mai trăgea. Apoi am mutat plugul pe teren drept și mi-am dat seama ca prostul că n-am strâns ancora. L-am băgat înapoi, am dus înapoi cu el, după ce l-am strâns, am coborât jos și am dat a doua la mic din nou. Fața. Și-am cuplat fața. Și din nou lua foarte mult. Da, și aici era din nou plugul strâmb. Tata zicea că e din tiranțul central. Ok, am lăsat să strângă tiranțul central. După care, uitați-vă cum era. Deci plugul era încărcat cu totul de pământ. Gândiți-vă că brazele n-aveau cum să mai iasă drepte și ok? Să trage pământul, ia, ia ce-i încărcat plugul. Da, ia ziceam. Trai brazda. E aici sus. Nu trai. Vedeți-vă cât pământ rămânea pe plug și spuneți-mi voi mie dacă ăsta e pământ ușor de arat. Am lăsat plugul jos. Și normal că brazda din față nu mai lua nimic, că era plin. Deci uitați-vă că aia din față nu lua nimic. Absolut nimic, doar aia din spate lua. Pentru că aia din față era umplută de pământ. Nu lua absolut nimic. Și am dat a treia. Tata îmi făcea semn, du-te, că merge. Și tot ieșa ca praștia. Și aici a fost ok, cred. Zi, între groapa asta de aici și nivelul ăsta de aici, nu-s mai mult de 15 cm. De mai jos, că să stea pe pământ. Mai jos trebuie, da, mai jos, sus pe el. Hai să dau. Aici am alunecat, era să dau cu un cap de volan, noroc că m-am ținut. Dacă nu mă țineam, îmi spărgeam capul. Da, și aici, într-adevăr, păi ești ok, nu pot să zic, n-am nimic de el. Hai că-i dau o treia, tata-i că-i dă-i, că merge bine. Și acum mergem la episod numărul 2. După ce am reglat plugul, observați, brazda iese aproape perfect și după mii reglaj, iese aproape exact așa cum ar trebui. Și aici iese aproape bine, într-adevăr, partea din față lua puțin cam mult, mai mult decât aia din spate. Asta trebuie să recunosc. Însă 90% din 90% din calitatea arăturii e exact cum ar trebui să fie. Deci după încă un reglaj, cam tot așa a ieșit. Dacă vă uitați, cam tot așa a ieșit. Și o întrecea relativ bine și am zis ok, dăm a treia. Și aici deja au apărut prima problemă. Pentru că brazdele erau foarte mici una lângă alta și era distanță foarte mare între ele. Aici avem două brazde, dita-i șanțul între ele, încă două brazde mici, iar dita-i șanțul între ele, iar două brazde mici, iar dita-i șanțul. După cum puteți vedea, e așa ușor arcuit, nu-i drept. Și din cauza faptului că, din nou, v-am zis, plugul nu era reglat în totalitate 100% bine aici, însă, dacă vă uitați mai încolo, să vedeți că plugul era reglat perfect. Aici primele brazde încă erau de probă și încă nu știam exact cum să le reglez. Și aici am dat a patra și am plecat de pe locul a patra, am lăsat plugul jos, am cuplat fața și am dat talpă.
Și-o mers. Și-o mers chiar drept. Însă problema care era, nu înțelegeam de ce ieșea brazda. Vedeți, ieșeau brazele lipite una de alta. Asta nu înțelegeam eu care era faza. Și am dat din nou a patra, am cuplat fața și ieșea ok. Deci la fel cu a patra. Dacă nu mă înșel. Deci mergea excelent, mergea. Vedeți, brazele erau egale, nu erau, să zici că era o brază mai mare, una mai mică. Doar că singura problemă care a fost e că era plugul stătea un pic ieșit în afară și lua cam mult din brază din cauza că umblasem eu la reglajul ăsta de aici. Cred că din cauza asta erau brazele foarte apropiate una de alta. Și eu credeam că de fapt nu e reglat plugul cum trebuie, dar plugul era de fapt reglat bine. Asta a fost prima oară când m-am reglat eu plugul singur, deci eu consider că a fost foarte bine față de cum ar fi arătat. A? Nu, că se bagă. Și uitați-vă să vedeți, în momentul în care am lăsat roata jos, s-a terminat treaba. Pur și simplu am ridicat plugul sus, am ridicat roata și uitați-vă să vedeți cum a început să facă tractorul. Uitați-vă cât de greu îl trage, într-a doua, la mare. Și efectiv, se întoarce tractorul. Se întoarce, efectiv, se zicește. Acolo rămas, gata a fost. Uitați-vă ce era pe roată. Doar pur și simplu că trecea roata pe pământ, era încărcată până la refuz. În momentul în care am lăsat plugul, am modificat adâncimea la plug, vedeți aici că s-a stricat arătura și s-a dus. Aici m-am enervat eu, destul de tare. Aici eram cu a patra, la plană, am lăsat plugul jos. Și uitați aici cât de mult lua din pământ. Ce bine întorcea brazda și acolo abia dacă mușca din ea. Uitați ce bine mergea între a patra. Nu trăgea stânga-dreapta, nu mergea. Aici, ultimii metri de brazdă. A reușit, pot zic, perfect. Ca pe ăsta arătura, ca să o îndrept cumva. Și am reușit să o îndrept cât de cât brazda. Și aici începea să patineze, că s-a oprit tractorul. Și lăsătura în gol și, da, din cauza că eram pe ăsta arătură, de aia patinea. Uitați-vă ce frumos să întorcea brazele aici. Făcea lacrimă. Perfect. Absolut perfect. Le făcea. Dar și aici din nou am încercat să îndrept arătura, dar din nou nu mi-a ieșit. Mi-a ieșit puțin la început, după aia au început să meargă stânga-dreapta. Aici încercam să mă țin după urmă. Și s-a mai îndreptat cât de cât. Cât de cât. O idee. Dar tot era cârna. Da, după cum puteți vedea, era așa, un șans continuu. Din păcate. Se facă figuri, mi se pare. Ba nu, mergea perfect chiar. Deci uitați-vă cât de drept și cât de perfect era arătura în partea asta și cât de prost era în cealaltă parte. Doar din cauza faptului că v-am zis, efectiv era trenul. Exact ce v-am spus. Deci aici am ieșit perfect drept. N-au absolut nici măcar o greșeală. Deci se vede arătura într-adevăr acolo la început un pic un pic nașpa făcută, dar după aia, după ce am intrat ca lumea în brazdă, a ieșit absolut perfect. Că începea să patineze și era foarte moale aici pământ. Era și multă verdeață. În partea asta era uscat cu totul. Și aici era multă verdeață și era foarte moale. No! Se bagă prea mult. Și am zis, hai să mai las un pic ca... pe față. Mai pe față. O idee. O idee. În spate trăgeam mult și simțeam cum mă trage. Îmi trage roțile. Arătura nu ieșit foarte rău. Dar ieșit foarte câș și cu brazde inegale. Și... na. Exact. Nu a ieșit cum vreau să iasă. Aici a ieșit... asta e ideea. Aici a ieșit țiplă. Și aici, pentru că am băzit... aici, pentru că am umblat atunci, în reglaj, l-am stricat-o. Deci, vedeți, până atunci a mers perfect. Aici am umblat atunci, în reglaj, ca să-mi iasă ok și pe partea aia la altă. Dar pentru că nu puteam să reglez și pentru partea asta și pentru partea aia, el era reglat ok și aici, atunci când am reglat, atunci l-am stricat. Și de aici a început să apară probleme.
Pentru că uitați, pentru că l-am strâns atunci și l-am aplicat în față, fața lui, uitați cât de mult lua și cât de puțin lua spatele și trebuia să-l mai distrâng aici. Pentru că o modificasem acolo. Ia, fiți atenți. O treia. Și acum ești, deci acum ieșea perfect. Cred. Da, aici, deci aici a ieșit perfect. Cred, dacă mă înșel. Sau, și aici, ba, tot lua mult fața. Tot lua mult fața. Tot mai trebuia lăsat un pic în spate. Cea mai proastă arătură din istoria vieții mele. Am făcut-o astăzi. Deci asta ia prea mult. Atunci, mai dăm în față. Da, au fost, am dat prea mult, prea mult în față. Trebuia mai... Să bagă, stai. Păi dacă era, practic, asta lua prea mult, asta lua prea puțin și vedeți aici în spate profilul, cum era. Ăsta vine așa și ăsta vine mult și trebuia aplicat cumva în față. Bine. Dăm în față. Și am dat înapoi aici. Una. Da, vedeți? După ce l-am dat în față, spatele lua, bă, nu, tot față lua mult. Da, tot față lua. Tot fața la mult și tot mi-e împigea tractorul într-o parte. Erau roțile, virate aici. Hai de capul. De efectiv n-aveam cum să ari bine și în partea asta și în partea alta, pentru că aici ieșea așa și aici ieșea perfect. Deci uitați-vă aici cât de drept erau brazele astea și să vedeți acum în partea asta cât de cât erau. Dar ideea e că într-o parte era semănat porumb și într-o parte era semănat, erau puși cartofi. Și la porumb trebuie adâncime și la cartofi trebuie altă adâncime. Și eu am arătat peste tot aceeași adâncime. Aia a fost prostia maxim făcută de mine. Pentru că la cartofi era, gen, mi se pare că în partea asta au fost cartofii. Da, pentru că în partea asta am pus cartofii și în partea asta unde a fost porumb a fost foarte bine. Pentru că nu era, n-am săpat foarte adânc ca să pun porumb. Însă la cartofi unde am făcut șanțuri. Ca să, șanțuri ca lumea, ca să bag cartofii, pământul era mult mai moale, pe suprafață mult mai afundă. Dar aici era moale un pic la suprafață și restul era tare și de-aia mergea așa de bine. Plin aici. Da, și era și ăsta plin de pământ și, și de-aia luam mult și nu era ok. Era și încărcat plugul de pământ, dar eu n-am mai ținut cont de treaba asta. Și aici după ce l-am descărcat de pământ, mergea ok. N-am mai avut treabă cu el. Tot începeam să iau stânga de volan, pentru că mă trăgea de spate și aici blocat, gata. Pentru că v-am zis, era pământul foarte, foarte moale. Și mergea nașpa. Peste de vârf. Da, și tata zicea, ia de volan, ia ce să iau de volan, frate, uite, vezi aici, brazele ieșeau ok, doar că era moale și nu îl întorcea uniform, îl întorcea puțin și așa se vedea că erau bulgări mari și așa. N-avea cum să-l întoarcă mai bine. Aia e chestia. Merge și aici, cam stop. Da, și tata, lasă-mă să reglez eu ca lumea. Și l-am lăsat pe tata să le regleze. Și care a fost prostia? Că tata l-a reglat pentru partea asta. Și când am mers în partea asta, fiți atenți ce s-a întâmplat. Da. Ca exact ca înainte ieșa. O brazdă mergea și ieșau din nou apropiate brazdele. Din ce cauză? Păi vă zic eu din ce cauză. Pentru că spatele lua mult și fața lua puțin. Și uitați, aici, uitați cât de mult lua aici spatele și cât de puțin lua fața. Fața a luat mai nimic și spatele a luat cam tot. No. Și aici am fost nervos. Tun. Am fulgerat de nervos. N-am mai existat. N-am mai suportat. Și nici măcar n-am ridicat plugă. Deci dacă vă uitați atent să vedeți. Stați să văd. Nici măcar nu ridicasem plugul. Plecasem, împinsesem pământul în spate și plecasem cu plugul lăsat. Niciun stres, nicio ăsta. Trebuie să prind becul pentru că nu o să mă mai văd, pentru că deja s-a făcut noapte. Așa, gata, avem. Acum că avem lumină și că ne vedem ok, sper. Hai să vedem ce... Ce prostie am făcut. Trăgeam aici de volan.
observă mușchii. Eram nervos, nu mai aveam aici, în momentul ăsta, în momentul de aici nu mai aveam gram de răbdare, ziceam, frate, cum ies așa, este, bag piciorul, dă-i numai să meargă. Trebuie să văd ce șanță am făcut aici, am săpat efectiv, cât de moale era pământul. Deci de aici până aici, uitați-vă ce era pe roți. M-aș părat, aveți. Erau roțele încărcate, făcusem aici un șanț, cât o putut să patineze ăsta. Ea arătură de adâncime, nu era arătură de suprafață și de aia mergea atât de greu. Mergea. Și aici a ieșit ok, o să zic. După aia. Cred. Da, aici a ieșit ok. Deci uitați-vă ce bine, uitați-vă ce ok e așa aici, arătura într-adevăr fața a luat cam mult din cauza că v-am zis, era reglat. Reglajul aici prost. Sau, dacă mă gândesc bine, luam ok. Ba nu, că luam mult mai mult fața decât spatele, dacă mă gândesc, sau. Acum, dacă mă nu prea îmi dau seama. Ba lua fața mult mai mult decât spate. Dacă e să mă gândesc bine și să mă uit atent. Să văd. Uite, de aici nu înțeleg de ce acolo luam mult și aici nu mai luam atât de mult. Într-adevăr, s-a adunat și mult pământ aici pe brasa din față. Și cred că și asta era un semn că... Ia ce aici, cum drag să meargă plugul? Da, într-adevăr, trebuie să aibă anumită umiditate să nu să se blocheze plugul în pământ, da? Să nu fie nămol. Aici era nămol, efectiv. De aici mergea ok, cât de cât. Cât de cât. Cu ce l-am curățat bine de tot. Într-a treia cu fața cuplată. Dacă vă uitați mai în față, începea să patineze. Uite, aici deja începea să patineze. Nu mai. Deci acolo mergea și aici nu mai mergea. Explicați-mi voi mie. Eu nu înțeleg. Ce deja am cu roțile virate la maxim. Nu mai. Nu mai era nimic de... Nu mai aveam ce să mai fac. Da, putea să patineze deci într-un hal fără de hal. Am ieșit din nou, strâmb. Cred că pentru arătura asta întrebeam niște roți noi care să aibă compoziția cauciucului mai moale, pentru că amele erau foarte tare, erau de efectiv albite cauciucurile, nu mai erau negre, erau albite. De soare și de... Merge perfect, este arătura perfectă. Cât de coapte erau. Dincolo este cap, fix cap, exact, vorba aia. De aici mergeau ok și acolo nu. Erau cauciucurile jale. Ele nu erau uzate, dar aveau compus foarte, foarte tare din cauciuc. Și fiind compus tare din cauciuc, nu se mula pe... aluneca, nu se mula pe teren. Nu tu sfărăos, ăsta nu-i tare să vezi brazele cu pe ăsta. Ia, aici te sorbezi brazele, e fost tare, este fără minciun, n-ai cum să vezi brazele, două brazele. Da, într-adevăr, aici nu era pământul foarte, foarte fertil, pentru că pe lângă gard, acolo efectiv era lucernă și nu era zi, nu era... Nu prea erau... Mă rog, era asemănată lucernă de acum, cred că... Nu știu... Acum 2 ani am semnat aici lucernă și cam mai au fost, n-am mai semnat nimic. Și am mai avea un ultim episod, episodul numărul 4. Și era ok, mare parte. Dar uitați, dacă vedeți, e foarte, foarte lutos pământul și foarte moale. Aici se observă foarte bine. Nu mai era acolo, măi! Uitați cum patina roata, din cauza asta. Tu ești bătut la cap! Ești bătut la cap. Asta e că eu sunt speriat că nu știu de ce vreau să fac. Deci am vrut să îndrept arătura, că era strâmbă. Nu vreau să zic că plugul era ok. Pe glat, n-avea absolut nicio problemă. Problema era că era foarte moale terenul și din cauza faptului că era moale terenul, patina. Asta e singura problemă. E foarte, foarte moale. Și v-am zis, era pe partea unde era, unde au fost cartofii și au fost foarte adânc săpată în pământ. Și de aia asta a ieșit ca praștea la capete.
Da, oameni buni, cam atât ar fi cu acest episod. Cam asta a fost în mare parte campania de anul trecut, ca să zic așa. Într-adevăr, au fost câteva momente în care plugul nu era reglat bine și era cumva câș. La mine e pământul foarte, foarte lutos și din cauza asta e foarte greu de... foarte greu de lucrat cu el. Cam atât ar fi și cu acest episod. Dacă v-a plăcut și vreți să mai facem reacții și la alte videoclipuri, nu știu, poate cu biciclete sau la Same Vlog, pentru că și acolo sunt câteva lucruri de comentat și de menționat. Scrieți în comentarii și dacă nu, vedem. Eu am fost Emi și desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!